Echipa din Roma a pregătit deja o ofertă pentru mijlocașul de 20 de ani al lui Hagi, pentru care este pregătită să ofere 2,5 milioane de euro, suma apropiată de cea pentru care regele a anunțat că se va despărți de acesta, 3 milioane de euro. De menționat că în trecutul recent s-a scris despre faptul că Marin este și pe radarul lui Napoli și Juventus. O altă formație mare, de data aceasta din Premier League, Tottenham, și-a manifestat interesul pentru român. Răzvan Marin a adunat 75 de meciuri pentru viitorul Constanța. El are deja 4 selecții și la națională, pentru care a înscris un gol.